Participanții din acest an de la Tabăra Națională Gazeta Matematică și viitoriolimpici.ro, organizată la Câmp Lung, au avut parte de activități multiple desfășurate în perioada 19-24 august 2019. Cea de-a 10-a ediție a competiției s-a încheiat în după-amiaza zilei de vineri, 23 august, la Casa de Cultură Cede Aricescu din Câmp Lung, unde au fost acordate medalii și diplome, moment urmat de o sesiune de fotografii în aer liber și de împărtășire a impresiilor despre tabără. M-am simțit extrem de bine că concursul mi-a oferit un plus de încredere pentru clasa 7, care e unul din cei mai grei ani de gimnaziu. Nu mă așteptam la un asemenea rezultat și subiectele mi s-au părut extrem de bine alese pentru toată lumea, accesibile. Și copiii extrem de deștepți, atmosfera foarte plăcută, mi-a plăcut extrem de mult în tabără. Ana Boiangiu, clasa 6, din Tulcea. Mușcel TV a fost partener media al acestui eveniment, iar la final transmitem și noi felicitări și mult succes în continuare tuturor celor care au participat la ediția din acest an.